extraordinară idee ați avea. Vizionați emisiunea Sănătatea de la A la Z, de la Alba Carolina TV. Vă spun eu. O să vedeți. Bună seara, stimați telespectatori, sunt doctorul Mircea Frențiu și iată-ne în fiecare joi seară la emisiunea Sănătatea de la La Z. Iată, sunt oaspete în casa dumneavoastră cu ajutorul undelor fotonice acestei minunate televiziuni care se numește Alba Carolina TV. Sper să fie și emisiunea și televiziunea inimii și sufletului dumneavoastră. Bineînțeles că în fiecare joi seară aducem în fața dumneavoastră personalități deosebite, medicale, artistice și mari personalități, nu personalități de mucava, așa cum propun unele televiziuni. Sigur că în primul rând avem nevoie de medicină, de tehnologie medicală cât mai sofisticată, fiindcă, după cum vedeți, țara noastră încă are nevoie de medicină care nu este tocmai la limitele superioare. Sigur că s-au făcut foarte multe lucruri în domeniul medicinei, dar încă nu avem destule lucruri, nu avem încă mulți asistenți medicali pentru ca și Europa, nu avem medici destui, nu avem spitale destule și nu avem încă spitalul de mare arși care încă nici măcar nu i-a pus temelia cineva. Sigur că informațiile care se dau publicului în domeniul medicinei sunt tocmai ample, mai accesibile și de ce nu mai cerute, iar doctorul Google, cel mai mare doctor a tuturor timpurilor, ne spune ce fel de medicamente trebuie să luăm, care sunt cele mai excepționale. Să nu vă luați după doctor Google, fiindcă unele lucruri sunt total în dezacord cu medicina și poate duce chiar și la moarte. Desigur că aceste informații, că medicina și medicamentele pot soluționa totul, sunt false. Ceea ce poate adevărat să facă cineva este să se adreseze medicului și, în primul rând, medicului de familie și apoi medicului specialist și, în al doilea rând, prin rugăciune, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În această seară, după cum bine vedeți, port pe piept, în inima dreaptă, semnul crucii, fiindcă suntem în postul Paștelui și de aceea o să fie o seară pentru recunoștință. Recunoștință față de seminii noștri, fiindcă cel mai important lucru este să faci, și mi-am dat seama destul de târziu, dar în meseria noastră a medicilor tot timpul facem bine pentru altul, dar cel mai important lucru este să faci fericit pe aproapele tău sau să faci un bine aproapele tău. După părerea mea, asta este cel mai important lucru, fiindcă nimic în lume nu se naște nici bun, nici rău, nici josnic, nici cinstit, nici demon sau înger, așa cum am fost noi porecliți în epoca pandemiei, ba înger, ba demon. Sigur că faptele noastre sunt conduse de liberul arbitru pe care ni l-a dat Dumnezeu de la naștere, chiar ne pot aduce cinstire sau dispreț din partea semenilor. Sigur, mi-am pus foarte multe întrebări, fiindcă adevărata demnitatea unui om de geniu sau prea mult zis a unui intelectual, cel înalță mult deasupra celorlalți și îl face responsabil, este dezvoltarea cu orice preț a intelectului, acelei părți luminoase și curate a minții omenești. Fiindcă, mai mult ca oricând, astăzi avem nevoie de cultură și educație. Nu uitați, cultură și educație. Ce va înțelege un om din operele lui Beethoven sau Mozart dacă nu are cunoștințe elementare de muzică? Ce va înțelege un om care privește Mona Lisa sau Gioconda lui Leonardo da Vinci dacă nu are cunoștințe elementare de pictură? Ca să fii un om complex, țineți minte, tineri, este foarte important să ai cunoștințe elementare de muzică, de pictură, de arhitectură, de arte în general și să citești foarte mult. Sigur, eu am trăit în epoca Gutenberg, când citeam sute de cărți, tomuri de cărți,
Și în medicină, să știți că erau foarte multe cărți, o carte de medicină, o să vedeți că erau în jur de 2000 de pagini. Deci e foarte important să citim. Din păcate, în zilele noastre, astăzi nu se mai citește aproape nimic. Sigur că în această seară o să avem nevoie de cultură, de artă și de cultură și de știință și de ce nu, de teatru, de film. Și invitatul meu din această seară nu este decât cel mai important actor al ecranului și al teatrului, zic eu, este actorul Dorel Vișan. Bine ați venit, maestră, din nou la emisiunea de la Alba Carolina, Sănătatea de la A la Z. Bine v-am găsit! Vă mulțumesc tare mult! Așa cum vă spuneam, maestre Vișan, înainte de toate, fiindcă este post, vreau să recunosc niște merite a unor oameni și iată că pe primul loc și dar nu o să fac niciun top acum, este un prieten drag mie, se numește, și care este și fan al dumneavoastră, vă vede absolut toate emisiunile, îmi spune, îmi face, este, se numește Recnic Ștefan Bălin, este din Bia, deci o comună de lângă Blaj, este un mare astrist, este un mare sufletist și are cea mai bună țuică din regiune, așa, de bun par de țuică. Am vrut să îl amintesc, să spun că e prietenul dumneavoastră și al meu și să-l felicităm, fiindcă are o inimă fantastic de mare. Frumos. Da, aștept și eu să vedem țuica aia cum e, să o comparăm cu a noastră. Am înțeles. Deci, domnul Bălin, domnul Rednic, o țuică pentru maestru Vișan. Da. Și, sigur, astăzi este o zi importantă pentru mine. Este 21 martie și este ziua de naștere a asistentei mele medicale cu care lucrez cot la cot de 17 ani. Deja este în imagine, este la școala sanitară, este profesoară la școala sanitară, iată cum elevii i-au onorat ziua, a și speriat-o cu, uitați ce frumos este. Ea lucrează cu mine de 17 ani, dar a terminat școala la mine și deci o cunosc de 20 de ani, a fost șefă de promoție, lucrează cu mine, lucrează cu fiul meu și lucrează și la școala sanitară Dr. Frențiu. Deci este foarte importantă și trebuie să o felicităm pentru ziua ei. Și noi urăm mulți ani cu sănătate și să lucreze mai departe lângă dumneata, care ce să învețe și ce să facă minunat. Că acolo numai lucruri minunate faceți din cât am văzut eu. Da. Și știu că doamna este foarte harnică, de-aia și colaborați și îi doresc să aibă sănătate. Și cum se zice la noi, voie bună și sănătate. Deci, Roxana, voie bună și de sănătate de la maestru. Acum, o altă admiratoare a dumneavoastră, care v-a trimis un pahar de vin sec, nu o să spun... O să-l beau este, în seara de înviere. În seara de înviere. Este un vin care se numește Furmint și este sec. Este un vin sec, fiindcă doamna director, se numește doamna directoare Liliana Tomoyogă, fost senator, dar acum directoarea Institutului de Cercetări de Viticultură și Vinificație din Blaj. Este un, foarte mare. Da, și trebuie să-i mulțumesc că m-a mai dat și altă dată vie înrădăcinată. Exact, deci și acum v-a transmit vie și vă dă vie că știe că sunteți un mare viticultor, așa că o felicităm și pe doamna directoare pentru că s-a gândit la dumneavoastră și cum ne gândim toți. Da. Și să ții alături de vie, că via e vie. Exact, via este vie, așa zicea și doamna Liliana Tomeoacă, da. Și vă invită oricând cu drag să veniți să vizitați și crama stațiunii și are o vinecotecă sau vinecotecă, cum credeți că zicem, care are niște vinuri extraordinare. Cu toată dragostea. Și dumneavoastră sunteți un expert, poate degustăm niște vinuri de acolo. Noi nu degustăm, noi bem. La mulți ani, doamna directoare, și mulțumirile noastre. Da.
încă o dată și nu în ultimul timp, nu în ultimul rând, sau nu în ultimul rând, vreau să vă aduc în față o prietenă care se numește Maia Casiel, este regizor și scenarist din București, care are un canal pe YouTube, Maya Art Magical Nature, o să, dacă vă uitați, Maya Art Magical Nature, în care sunt filme foarte scurte, în care o să vedeți că doamna Maya pur și simplu ne aduce vindecare în suflet prin niște imagini fantastic de frumoase, și o să vă dau niște imagini să le observați și noastre maestre și apoi să le comandăm, să le spunem ceva despre ele. Sunt trei mici imagini. Prima se numește Sunetul apei, care este relaxare, după părerea mea, și mă uit la remet și când curge apa îmi dau seama că așa este. Al doilea se numește Cântecul lebedei, este strigătul lebedei în momentul împerecherii, să vă dați seama ce important este pentru noi oamenii. Și a treilea film se numește Terapia pentru suflet, și anume Valurile mării. Hai să dăm filmele, da, și apoi să, da, comentăm puțin. Da. Da, cam acestea au fost filmele, foarte rapide. Ce părere aveți, maestre? Domnule, e un lucru pe care eu îl iubesc și îl propovăduiesc. În natură totul este muzică. Totul este armonie. Niciodată sunetele care se aud în natură nu vor deranja, chiar și când sunt tare. Din această cauză mă deranjează foarte mult sistemul ăsta de a da muzica la maxim. Da, sonorizarea și maximă. Doamna a intuit perfect aceste, și toată dragostea mea pentru aceste preocupări, pentru că le-am uitat, și am uitat că noi suntem natură. Noi suntem natură. Exact. Da, și este extraordinar că tot ce primim din natură ne rearmonizează. Trăim într-o lume care s-a dezarmonizat. Foarte frumoase. Apa, curs, vezi, oricât ar fi de învolburată apa, poți dormi la sunetul ei. Exact. Da. Valurile mării, nu mai vorbesc. Lebăda. Deci a adus niște lucruri, ca să spun așa, fundamentale, esențiale. Este extraordinar. Marea este... Să fie oare un blestem că port în mine o mare veșnic zbuciumată, care degeaba cu ale sale valuri scurbă în lutul slab din maluri, că-și centru niciodată nu-l va găsi, mă tem.
E o poezie a mea care așa începe. Foarte frumoasă. Marea care cu... tot timpul rupe malurile, dar numai marinarii știu care este centrul. Cei care pleacă din port. Marea este extraordinară. Porturile sunt niște lucruri formidabile. Era o poezie a lui Paler care spunea: noi care am fost împreună și singuri la Troia, numai noi știm ceea ce e iubire și țărm. Țărm. Deci, cuvântul țărm și marea și zbuciumul apei au niște sensuri și sunt, cum să spun, reflectarea a ceea ce se întâmplă în noi. Aici este extraordinar. E foarte frumos făcut, da, filmul și arată frumos exact despre ce este vorba. Foarte frumos. Felicitări, Maia Casiel, regizor și scenarist, da, fantastic. Dacă vreți să mă urmăriți filmele lui Maia Casiel, vă rog, Maia Art Magical Nature este pe YouTube și puteți urmări foarte multe filme. Eu le-am urmărit. O să mai dăm pe parcursul emisiunilor câteva din aceste filme, fiindcă deocamdată am dat 3, dar sunt cu o groază. Felicitări încă o dată, Maia Casiel, dacă ne urmărești și ține-mă aproape, este clar. E formidabil, pentru că omul care este natură a ajuns să stea în fața naturii ca un străin. Ori noi nu suntem străini de toate lucrurile astea. Noi suntem în centru, așa trebuie. Ele sunt în noi. În noi. În noi. Și așa ne manifestăm. Și așa ne cum se spune, desăvârșim. De asta omul nu se mai poate desăvârși. Pentru că a pierdut calea. A pierdut cărarea. A pierdut cărarea naturii. Și în mâncare, și în gândire, și în relație, și mai ales în credință. Aici sunt lucrurile care ar trebui să le refacem. Spuneau, cum spun indienii, dacă nu ne vom întoarce la rânduielile bătrânilor noștri, vom dispărea ca oameni. Deci sufletul omului are o acțiune retroactivă. Trebuie din când în când să se întoarcă la starea copilăriei. Aceea este, cum să spun, starea edenică, nostalgia edenică. Dar nu ne întoarcem, pentru că atât suntem preocupați de lucrurile mărunte și neimportante, încât singuri ne devorăm. Din păcate, da. Mai să vă mulțumesc pentru că v-am prezentat niște oameni, dragi mie. Nu vreau să uit, încă o dată revin la eleva mea și asistenta mea, vă rog să mai dați toată filmul. Da. Dacă puteți, da. Încă o dată, vă rog. Așa. A speriat-o. Doar atâta vreau să spun că vreau să mulțumesc și mamei doamnei Nina, se numește, mama asistentei, care este o femeie deosebită, și vă mulțumesc, doamna Nina, pentru că ați crescut o asemenea fată și femeie. Vă mulțumesc tare mult încă o dată. Sigur că este foarte important, zic eu, rolul actorului pe scena vieții. Noastră sunteți un mare actor pe scena vieții și numai pe scena vieții și pe scena teatrului și filmului românesc. Și
O să vă rog să îmi spuneți că am văzut că ultimul dumneavoastră film pe care încă nu l-am văzut, acela Ecce Homo se numește, nu? Sau, da, Brâncoveanu. Brâncoveanu, fiindcă până la urmă este un rol unui trădător. Noi știți, noi ne-am trădat întotdeauna conducătorii, da, începând de la Burebista, Decebal și până la Ceaușescu și în continuare probabil ne mai trădează și ei pe noi. Da. Cum a fost rolul dumneavoastră de trădător al lui Brâncoveanu, fiindcă de obicei jucați, am văzut că jucați roluri negative, pentru unele v-am și urât, ca și cel al lui Dumnezeu, dar în general dumneavoastră sunteți un om pozitiv, un om extraordinar de bun, cu un suflet blând și jucați așa roluri negative. Care este explicația? Da. Explicația este că sufletul omului este o țesătură tainică pe care nu o cunoaștem. În sufletul omului este și credință și necredință, și teamă, și iubire, și spaimă. Și un artist, indiferent din ce domeniu, trebuie să cunoască sufletul omului, că altfel nu poate crea. Sigur că această taină va rămâne necunoscută pentru noi, când o vom cunoaște, vom fi măturați de pe suprafața acestei planete, dar atâta cât știm din ea și atâta cât putem să o manifestăm, este o formă de educație și de desăvârșire a omului. Asta trebuie să facă actorul. Lumea în general, omul în general, este întotdeauna, intră într-un fel de înstrăinare față de sine însuși, un fel de boală a sufletului. Îți dai seama, cei care pleacă din țară, oricât ar fi ei de puternici, dar au un sentiment de dezrădăcinare. Așa este. Ei, omul în general, viața este durere. Și această durere, cum spune Eminescu, toată fericirea o uităm în viață, durerea o ducem cu noi. Ei, rolul artistului și a actorului este să găsească căi de întoarcere. Cum se făcea pe vremuri în povești, se punea cenușă, presăra cenușă ca să găsească drumul de întoarcere, așa face artistul. Artistul este cenușa aceea după care vin înapoi la omenie, vin înapoi la tine, vin înapoi la natură, dacă tot am vorbit despre natură. Deci, este foarte important pentru neam și pentru om și pentru generație tânără să trăiască în cultură. Asta vă spuneam. Da. Cultura, educația, să trăiască cultura. În cultură. Este, spuneau filozofii greci și în special Aristotel, cât de importantă este educația unui copil, pentru că el spune așa: copilul tot ce vede și aude înregistrează, și tot ce vede și aude și a înregistrat îi va marca viața lui. Și din această cauză, spune Aristotel, în perioada copilăriei el trebuie să vadă și să audă lucruri care intră în zona morală. Foarte important. Da, este foarte important. Da. Pentru ca acestea să le păstreze și acestea să-l formeze și acestea să-l urmărească și să-l desăvârșească. Pentru că nu poți să te desăvârșești numai din interior, din lăuntru, nu poți din afară.
Și acestea îi încălzesc în lăuntru și îl plămădesc de mic. Din această cauză, copiii din zilele noastre și generațiile care cresc, ei sunt văduviți de această, de această stare, pentru că televiziunile, radiourile, spectacolele, toate îl duc în altă zonă. E foarte rău. Se vrea acest lucru, maestre. Eu zic că se vrea acest lucru. Se vrea. Inclusiv familia. Uitați, am văzut, domnule, că eram noi copii, dacă făceai numai ceva, mama s-a dat, băi, aia nu-i bine, sau nu umbla acolo, sau nu face. Văd acum părinți a căror copii se manifestă zgomotos sau deranjează lumea. Nu spun nici un cuvânt copiilor. Și ei cresc așa. Bine, este, ai avut dreptate că este o pornire. Sunt niște psihologi speciali care ne vin din Occident. Exact. Și care ne învață să nu spunem copilului nu, că îi distrugem personalitatea. Da, exact. Ori în psihologia copilului și în învățăturile care noi le-am primit la școala de dascăli, așa începea cu nu. Primul cuvânt care îl spui copilului este nu. Nu îi distrugi personalitatea, să știi. Sunt convins că da. Dumneavoastră a fost și profesor și această dascăl. Creștere într-o libertate prost înțeleasă, această lipsă de preocupare a părinților, povestea aceea cu cei 7 ani de acasă, nu e o poveste zadarnică. Așa este. Este rezultatul unei experiențe. Acolo se formează copilul. Când îl duce mama de mânuță la biserică, când îi ia mâna și îl învață semnul crucii, când îi explică toate lucrurile pe care el le întreabă, ei, nu mai este această stare. Dar să văd și roadele în copiii care n-au beneficiat de aceste lucruri minunate. Și atunci, o țară fără cultură, fără educație, este o țară care încet, încet cade în prăpastie. Am văzut spectacole și văd în continuare și artiștii noștri au intrat într-un fel de economie de piață. Așa este. Adică acest stand-up sau cum îi zicea, care s-a introdus la noi, este una din cele mai mari mizerii. Una din cele mai mari, ea vine din America sau nu știu de unde. Una din cele cea mai mari democratică mizerii. Țară din lume, da? Întotdeauna, și în vremurile celelalte și înaintea noastră, s-au jucat piese așa zise bulevardiere. Da. Comedii ușoare, dar care, să știi că aveau un mesaj. Aveau un mesaj. Acum se joacă piese și spectacole fără nici un mesaj. Din această cauză, filmul pe care l-ai deschis în discuție despre Brâncoveanu, a maestrului Dan Pița, este important prin mesajul care îl transmite. Un mesaj, poate că cel mai puternic mesaj, iubirea de credință, credința unui neam îl formează și îl unește. Așa este. Și exemplul lui Brâncoveanu, după părerea mea, este egal cu cel al lui Horea. Horea a avut o moarte mai de ocară decât Isus. Isus a fost răstignit, Horea a fost tras pe roată. Iar Brâncoveanu a acceptat să fie decapitați copiii și el,
nu și-a trădat credința și le spunea la copii. Știu când a fost în 18 sau 16, în 2016, când a fost manifestarea aceea mare făcută de prea fericitul Daniel, eu am prezentat programul și chiar aminteam cuvintele care le-a spus: să nu vă fie frică de moarte, gândiți-vă la Iisus cât a suferit. Asta le-a spus copiilor. Care părinte mai spune astăzi așa ceva copilului să nu-i fie frică de moarte? Lui mareșalul Antonescu i-a spus mama: du-te, Ioane, și mori pentru țară și istoria te va pune la locul pe care îl meriți. Uite că istoria nu l-a pus la locul care îl merită, pentru că mareșalul a fost un mare patriot, ca și Ceaușescu. Dar istoria nu întotdeauna îi sinceră cu noi și nu întotdeauna ne iubește. Le spuneam unei doamne aseară, cea mai scurtă poezie care am citit-o, o poezie a lui Macedonski. Macedonski, care da. Este atât: în lume nu este dreptate și omul bun nu-i prețuit. Atâta e toată poezia. Da, dar cât adevăr are. Este extraordinar. Cât adevăr are, maestre, ei, da. Toate aceste lucruri care aduc în discuție dreptatea, pentru că dreptatea este legea fundamentală a adevărului. Și acolo unde este dreptate, acolo va apărea și adevărul. Și adevărul ne va face liberi, cum spune evanghelistul Ioan. Exact. Deci libertatea adevărului găsit, din păcate, ieri discutam cu niște magistrați și le spuneam, parcă Cicero spunea, unde sunt multe legi, sunt și mulți hoți. Așa este că... Așa este. Pentru că unde sunt multe legi, nu se pot aplica. Exact. Și mai este o poveste. Legea este unilaterală. Legea nu asigură dreptatea. Odată, pentru că poate să fie o lege proastă, în al doilea rând, poate fi aplicată prost, și în al treilea rând, legea nu mai te limitează. Nu-ți spune ce să faci. Îți spune numai ce să nu faci. Ce, da. Să nu, exact. Ce nu trebuie să exact. Faci. Și pedeapsa, da. Dacă... Și domnii magistrați cu care discutam ieri și doamnele, se minunau de ce se întâmplă în justiția noastră. Ei se minunau? Da. Păi cam... Ce legi se fac? Da. De multe ori se face o lege care durează o lună. Ca să scape cineva. Ca să scape cineva sau ca să rezolve ceva, o problemă de la care se câștigă un ban cinstit. Da, așa nu? Este. Păi, ei, asta nu e voie. Păi ia, vă aduceți-o aminte de Miron Cosma, că e o cunoștință comună. Da. El a fost condamnat pentru meriad, a fost grațiat de domnul președinte Iliescu și după 24 de ore s-a revocat grațierea, adică a trecut peste președinte Curtea Magistraturii din București. Există așa ceva? Deci au fost 24 de ore săracul liber și după a băgat din nou. Deci vorbim de Miron Cosma, care vorba există. Aia... Filozofia orientală și în general în țările orientale, am spus și cu altă ocazie, comandanții militari, împărații și demnitarii, mari demnitari, erau pregătiți de mici în spiritul dreptății. Pregătiți de mici. Am spus chiar să ne uităm la filmele astea coreene și chineze și da, care... Da.
câtă învățătură au în ele. Domnule, m-am crucit și eu. La început vedeam pe nevastă mea că se uită la filmele astea și râdeam. Ce? Iar tu uiți la ăștia. Dar bă, m-am uitat și eu niște chestii profunde, fantastice și nora mea, Daniela, are un actor preferat sud-corean. Da. Excepțional și într-adevăr am văzut niște filme deosebite. Deci sunt total diferite de noi. Inclusiv sportul, adică acele lupte care sunt de mare fair play. Exact. Acolo n-ai voie să faci mecherii. Vii cu puterea ta și cu pregătirea ta. Da. Extraordinar. Ei, noi stăm prost, cu vorba lui Carăgeale, stăm prost la capitolul ăsta. Așa vedeți este. Că nici nu mai avem sportivi mari decât foarte puțini. Am avut un sport foarte mare pe vremea înainte de 89. Era un Nadia, sistem înainte de select. De 89, Hagi înainte de 89, Steaua înainte de 89, campioană pe Europa. După 89 mai puțin. Care este explicația? Să zicem în sport. Explicația este că atunci era un sistem de preselecție național. Deci era așa numită mișcare Daciada, în care se selectau de jos până sus. Și atunci am avut mari sportivi. A fost și Cântarea României, când exact. Mare artiști. A fost Cenaclu Flacăra, lui Păunescu. Cenaclu Flacăra, care era altă treabă, dar de o importanță și de o linie culturală și educativă extraordinară. Acum, recitind și pregătindu-mă iar pentru un recital pe UNESCO, îmi dau seama câtă genialitate a avut acest om. Extraordinar. Are o poezie, concursul Cine fuge mai încet. Extraordinară. Cine fuge mai concursul încet. Concursul Cine fuge mai încet. Încet. Da. Da. Noi credeam că Mercu, dar probabil că e altcineva. Nu, mai încet trebuie, că altfel nu câștigi. Exact. Mai încet decât Mercu, da. Da. Și lucruri extraordinare. Și prevede lucrurile. Da. Da. Prevede. Așa este, maestre. Deci, la noi parcă nu mai există să-ți protejezi specia. Chiar vedeam acum într-un film doi lupi care se luptau și lupul puternic și asta îl învingea pe cel mai slab și atunci cel mai slab, în momentul când vedea că nu mai are nicio șansă, pur și simplu se întorcea și îi punea carotida și jugulara. Da. Și ca să-l distrugă, că nu mai avea ce face. Și atunci ălalt puternic se uita la el și pleca și urla, nu-l omora. Da. Deci, iată, un de specia se păstrează și la lupi. Numai la oameni specia nu se păstrează. Asta e problema, maestre. Aici e vorba de ceea ce se numește în sport fair play. Exact. Adică cinstea de a lupta, fără șmecherii și fără... Ei, da. Multe numai, că am discutat cu cineva acum la Brașov, și mi-a spus, domnule, ce tot se vorbește de că s-au tăiat pădurile, că s-au furat? Noi avem suprafață de păduri mai mare decât am avut. Cine zice această imbecilitate? Și am spus, domnule, eu cunosc, taică meu a fost brigadier silvic și știu termenii. Ce se întâmplă? S-au tăiat păduri de s-au golit munții. Acolo se numește tăietură. Aia este pusă în suprafața de pădure, dar ea nu este pădure, ea este tăietură. Exact. Și va fi pădure peste 50 de ani sau peste 100. 100, da. Deci, aici este șmecheria. Dânsul avea dreptate. Cifric, statistic, dar adică nu, dar era altceva, era o șmecherie. Da, suprafața poate că s-a mărit, da. Dar în cadrul suprafeței nu există lemn. Lemnul-i dus. Sunt păduri întregi. Am văzut odată o chestie așa ciudată. Era ministru domnul Orban, prim-ministru, și așa. Împreună cu domnul președinte, îmbrăcați în verde, așa, au venit și a spus, reîncepe împădurirea, nu știu câte milioane de hectare. Da. Și se vedeau așa munții aceia golași. Și a spus domnul președinte, aici au fost odată
codrii Vlăsiei. Aici au fost odată codrii Vlăsiei și niște copilași îl luau un, așa, un stejeruț mic, așa îl puneau și cu mâinile adunau pământul în jurul lui și începea campania reîmpădurirea națională. Da. Deci, vedeți lucrurile, spunea un mare filozof că progres, dar în general mari gânditori spun că progresul distruge omenirea. Așa este. Deci noi vorbim și spunem că progresul ne duce înainte, dar mari gânditori au spus că progresul distruge omenirea. Pentru că progresul se face prin trădarea esențelor. Deci trădăm esențele. Uite, îți dau exemplu cel mai apropiat. Ca să înțeleagă și cele spectatorii. Sărbătorile de Paște și de Crăciun sunt sărbători esențiale, cosmice. Exact. Le-am trădat. De ce? Le-am trădat. Hai să vedem cum. Nu mai sunt la fel. Exact. Au devenit un fel de folclor. Sau un fel de businessman. Uneori da. De Crăciun să vând sute de pomi. Da. Îi spune sărbători triviale. Pentru că nu se face decât masă. Masă bogată. Și nici pe masă nu e ce trebuie, că nu mai sunt alimentele din esențiale. Și acolo s-a trădat esența. În schimbarea genetică a semințelor, a grâului, a porumbului, exact, exact. Soia, pe care organismul uman nu le mai recunoaște. Deci, vedeți, sărbătoarea Paștelui, suntem acum în postul Paștelui. Exact. A devenit o masă după celelalte mese, pentru că acum mai sunt oameni care intră în post, dar mulți nu postesc. Iar magazinele sunt pline de carne, de lucruri și foarte puține lucruri produse au în vânzare de post, care sunt pentru post. Exact. Plus că sunt foarte costisitoare. Sunt mai scumpe, am înțeles decât astea. Da. E mai scump să postești decât să nu postești. Normal. Exact. Așa este. Așa este. Dreptate, eu mi-amintesc cât de frumoasă era sărbătoarea Paștelui. Ce, în primul rând, am mai spus și cu alte ocazie, întotdeauna de Paște aveam ceva nou. Și maică mea ne făcea costume. De Paște aveam costum nou, din pânză țesută, din pânură țesută de dânsa. De doamna, da. Da. De mama deci, noastră, da. Așa. Și erau la moci niște croitori care erau surdomuți, dar foarte buni croitori. Și acolo la ei lucram și mergeam la probă. Și la probă, la probă. E normal. Și aveam întotdeauna un lucru nou, dacă nu un costum, cel puțin o cămașă sau ceva care să fie nou. Iar casa se primenea, deci se scotea tot afară din casă, așa scoteau toate gospodinele. Tot ce era în casă se scotea afară, se văruia din nou, se vopsea, se împrospăta și se băgau lucrurile la loc, se prăfuiau și se băgau la loc. Deci era un fel de primenire și primenirea spirituală din suflet pe care o aducea învierea, ci primenirea și în lucrurile materiale. Am înțeles. Era extraordinar. Extraordinar. Totul mirosea nou, totul mirosea avopsit, proaspăt. Era frumos și era, cum să spun, de învățătură. De învățătură. Ei, mai sunt acum câteva sate, poate acolo prin pe la Sighet încolo am văzut, și care mai păstrează oarecum, dar nu mai este aceeași atmosferă. Au murit esențele. De ce? Pentru că omul, pe măsură ce trece în viață și trec anii,
el trebuie să-și părăsească anumite elemente, anumite atribute și să le preia pe cele noi. Vezi, acum avem telefon, avem calculator. Îmi spunea aseară o doamnă minunată că a făcut ziua de naștere a fiicei, 18 ani sau așa. Și toți invitații stăteau pe telefon și așa întreba, ce vom avea la felul 2? Pe telefon, ăla îi răspundea. Și zice, am luat toate telefoanele, le-am pus într-un coș și am zis, sărbătoriți. Super. Deci da, doamna a fost extraordinar. Mi-a plăcut. Da, ideea deci am luat toate telefoanele, le-am pus într-un coș și am zis, da, acum la masă vorbiți și mâncați. Da. E adevărat, adică telefonul poate să fie o unealtă bună sau o unealtă negativă. Până la un loc. Până la un loc. Adică fără telefon nu poți să vorbești, nu poți să comunici. Da? Nici, nici așa. Adică stai față în față și tu vorbești prin telefon în loc să vorbești ochi în ochi. Deci orice lucru trebuie folosit numai pentru ceea ce a fost făcut. Ah, e foarte interesant, foarte frumos a spus. Deci sapa o folosești numai ca sapă. Ți-am spus că am văzut un om care nu știa cuvântul sapă. Da, zicea că e... Așa. Telefonul folosești să vorbești la telefon. Exact. Dar nu să faci pe el... folosești ca și calculator, să faci plăți, să faci... Da, deci este tehnica digitală care ne inundă și care sigur că la urmă ne va îmbolnăvi sau chiar ne va omorâ, fiindcă trebuie să vă spun, stimați spectatori, că 5G-ul este totuși ca un fel de cuptor imens care distructurează apa intracelulară. Deci este foarte periculos. Deci nimeni, lumea nu știe. Nu-i voie să dormi cu telefonul la cap, la cel puțin 4-5 metri să fie, fiindcă poți să faci cancer de cap, poți să faci cancer de ureche. Nici asta nu se știe. Tot timpul cu telefonul la ureche sau cu imaginea în față. Vezi? Sunt o groază de boli pe care ți le da tehnologia și digitalizarea. La copiii mici nu-i mai de motroașcă. Știi ce e motroașcă? Da, era un fel de jucărie din asta, din ICE sau ce era. Motroșca, mama amesteca în gură pâine cu zahăr. Opa! Și îl punea într-o cârpă așa, curată. Așa. Și aia o lega cu ață. Era așa ca o cireașă. Așa. Un pic mai mare. Mai mare. Și o băga în gură la copil. La copilul mic? La copilul mic, da. Și el o sugea. O sugea. Până când... Și la aia îi zicea motroașcă. Și aici a lăsat o parte mai mare ca să nu o poată înghiți. Să nu o poată înghiți. Îi lăsa așa o bucată de cine mai știe, stimați telespectatori, de motroașcă? Numai Dorin Vișan poate să zică așa ceva. Motroașcă. Și copilul se ținea de ea. Da. Se ținea de motroașcă asta. O trăgea, o băga în gură. Știi? Era ca un biberon. Așa este. Așa. Dar acum nu-i mai dau motroașcă, acum îi dau telefonul. Dumnezeule, Doamne, da. Îi dau telefonul la copil și copilul bate acolo, se uită, odată că stă, cum ai spus, în curența aia, și a doua oară... Se distruge apa intracelulară. Îi se formează o dependență. Dependența există deja. Nu vedeți că deja se formează această dependență la copil de 6-7 ani, deja fără telefon și telefoane care mai de care și pe la școli. Și toate generațiile astea care le-am format sunt dependente de lucruri care nu sunt bune. Da, așa este, așa este, maestre. Cel mai mare acum sunt drogurile. Am atras atenția de mai multe ori că țara noastră va intra într-o mare necaz cu drogurile. Tinerii sunt foarte mult să drogează, nu ei din sunt păcate. De vină. Păi nu cine-i de cei vină, care, că intră drogurile în țară. Cei care aduc droguri sunt extraordinar de pricepuți în a cunoaște locul unde se poate trece granița. Unde se poate lucra. Exact. Și în general caută oameni săraci și săraci cu duhul. Exact. Proști, ca să zic cuvântul potrivit. Dar și liceeni, că și în fața liceilor de mari, și liceele București, au ajuns și până la plajă, domne. Spunea că vindea din portbagaj, că făceam legătura cu vină ăștia care cresc, au stupi.
Așa. Și vin cu mașina și în portbagaj are miere, autocitabă, deschide portbagajul, da, poftiți, da. Ei, ăștia vin acum așa cu drogurile. Cu portbagajul cu drogurile. Și poliția nimic. Era și poliția acolo și nu știu, au mers la unul, l-au prins, pe ăla nu l-au prins. Deci cu portbagajul. Extraordinar. Extraordinar de periculos. Matalești, e mai bine decât mine. Nu, că ești doctor. Nu periculos, ce foarte semnează? Periculos. Îți distruge sănătatea, îți distruge personalitatea. Poți să omori pe mamă ta pentru ca să iei niște bani și ca să poți să-ți iei drogul. Pe taică-to, pe frate-to. Poți să faci orice crimă abominabilă din cauza drogurilor. Da. Este clară situația. Da. Există, după umila mea părere, trebuie să fii un... Să fii cu adevărat naiv să declar că serios că Dumnezeu nu există, fiindcă este un citat din George Enescu care zicea clar că Dumnezeu există, dar e invizibil și ne place tuturor să-L adorăm. Există în această lume globalizată o luptă pentru suflete între bine și rău, între Mântuitor și Lucifer. Există Lucifer, toată lumea știe cine este Lucifer, adică dracul. Există această luptă pentru suflete, fiindcă există diavolul, dracul. Ce să mai zic? Există, maestre, această luptă pentru sufletul uman? Pe mine m-a urmărit toată viața ideea de Dumnezeu și relația dintre om și divinitate și Dumnezeu. Ți-am mai zis odată la o emisiune. Da, nu mi-a zis, spuneți. Dar acum, în ultimul timp, după ce am făcut atâta drum prin lume și am cunoscut atâtea credințe. Religii. Da, sau secte, sau cum le ziceți, da. Îmi dau seama că relația noastră cu divinitatea, cu o putere care e deasupra noastră, bine, noi o arătăm că e deasupra, dar ea e peste tot. Peste tot. Și chiar și noi, în sufletul este nostru. Este obligatorie. Dacă nu există această putere, nu există nici omul. Exact. Dacă nu există această putere. Deci relația cu Dumnezeu nu e o problemă de religie, de biserică. Adică e de religie, dar nu de biserică. Filozofică, este o problemă metafizică. Metafizică existențială. Existențială. Da. Am înțeles. Nu poți trăi, pentru că ce este Dumnezeu? Dumnezeu este totul. Dacă te încadrezi în acest tot, dar trebuie să te supui lui, atunci rămâi în adevăr. În momentul când ai ieșit, ai ieșit din adevăr. Și nimeni nu mai poate trăi în jurul tău. Deci, a face parte din tot înseamnă a intra în armonie. În a intra, cum spunea, parcă Nietzsche spunea, sau Schopenhauer, nu mai știu care, să intri în sărbătoarea vieții, în plinătatea vieții, cred că Nietzsche spunea, deși pe el l-au considerat ateu. Exact. Dar el n-a spus că nu există Dumnezeu. El a spus că a murit. A murit Dumnezeu. Și a spus... Da. A spus cu altă... Tentă și cu altă înțelegere. Sens. Dar lumea a înțeles că a murit Dumnezeu, că nu mai Dar există. Credința este singurul lucru care mântuiește sufletul. Maestre, aveți dreptate, dar și eu am trecut prin momente în care pur și simplu nu știu cum, o furie oarbă împotriva, nu divinității, împotriva ceva care nu există sau parcă există asta, și vine... care, deci eu am simțit lupta pentru sufletul meu, adică să-mi ia sufletul acel Lucifer. Am simțit, dar nu se poate probabil. Asta vine de la faptul că
noi nu știm cine e Dumnezeu. Exact, nu știu. Biblia zice că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Adică este, da, noi suntem, ne semănăm cu Dumnezeu, omul se aseamnă cu Dumnezeu, da, este, da, așa, dar nu după, fizic. Dar nu fizic. În energie. Așa. Deci Dumnezeu este un principiu, așa, din lecturile mele. Dumnezeu este esența universală a gândirii. Aici este relația noastră cu Dumnezeu, în gândire. Și cum putem să avem noi o relație? Noi suntem singurul animal care gândim, omul. Este omul, să zicem. Ei, aceasta este de la Dumnezeu. Deci gândirea este sâmburile, este sămânța divină semănată în om. Spunea în India cineva cu care am intrat în legătură, zice, numai voi spuneți cuvântul boală. Noi nu spunem boală. Noi nu știm ce e aia. Asta e ceva foarte nebulos. Boală. Știi ce e boala? Lipsa de sănătate. Da, de santi. Putem să zicem, da. Da. Lipsa de santi. Zice la noi santi în hindusă înseamnă și sănătate și pace. Și atunci pacea... Nu ai pace în suflet. Pacea din suflet se reflectă în corpul nostru prin gândire. Deci suntem ceea ce gândim. Chiar să discutam cu domn profesor Constantin Dulcan zilele trecute că noi suntem ceea ce gândim. Din această cauză, prin gândire, că am auzit că ai făcut aici emisiuni din zona holistică, da, din zona holistică, vindecările holistice, într-adevăr, noi oamenii am văzut, studiind budismul, noi de fapt suntem niște sisteme. Că noi nu știm nici cine e Dumnezeu, nici cine e omul. Nu știm de unde am venit, da, încotro mergem. Deci eu am ajuns la concluzia că noi suntem niște sisteme vii. Toată lumea vorbește despre viață, dar nimeni nu știe ce e viața. Ce este viața, da, așa. Deci dacă... Nici știința și nici religia nu dau o definiție a vieții. Biblia zice, Dumnezeu a dat suflu de viață omului și l-a făcut om. Ce înseamnă suflu de viață? Știința nu poate explica cum apare viu din materia, din mort. Exact. Cum apare viu. Da, exact. Dar nici nu își ia îndrăzneala să recunoască că viu vine din străfunduri. Ce să spune în slujbele de mormântare? Dacă tatăl are viață în el, și fiul va avea viață în el. Deci aici am observat eu că este greșeala. Noi considerăm viața de la naștere. Așa este. Sau din perioada intrauterină, să zicem. Hai să zicem la două luni. Viața este de la concepție. În momentul când se face concepția, deci când se unesc două celule ovulul, paternale, exact, în momentul acela se numește a fi viu. Și se formează cele 23 de formații, cromozomii, cromozomii memoriei. Și după ajungem la 46 de cromozom la sfârșit. Ei, da, formă să fac 46. Da, exact. Dar prima dată se creează 23 de grupări. 23 cu 23, da? Ei, acele 23 de grupări, da, spune Robert Charroux, dacă le socotim în litere, este numele divin al omului, care nu se rostește niciodată ca și numele lui Dumnezeu.
Deci numele divin al omului, aia este amprenta aia de la deget. Exact. Ei, numele divin sau numele cromozonic. Numele cromozomial, sigur. Pe urmă, el, acesta este numele care nu se schimbă niciodată. Pe urmă, el primește un nume la, cum îi zice, la sfatul popular. La sfatul popular, la consiliu, acum. Așa, un nume care se poate schimba. Absolut. Și care doar așa îl separă de ceilalți, că pe unul îl cheamă Ion, pe unul îl cheamă Gheorghe. Da, exact. Dar, deși dar am e tot om. Văzut familii unde aveau doi Ioni. Am înțeles. Așa, unul mai mic și unul mai mare. Da. Ei, acesta este numele cromozonic. Acum, viața, îți spuneam, am citit la, este la noi, a fost o carte a lui Miki Okushi, care este unul din cei mai mari specialiști în viața energetică, viața ca energie. El spune că tot universul este condus de cele două energii, Yin-ul și Yang-ul, care sunt complementare și contradictorii. Așa este. Așa. Una este de ordin feminin, una este de ordin masculin. Și spune așa, în momentul când s-a făcut concepția, momentul acela se numește a fi viu. În acel moment, cele două energii, Yin-ul și Yang-ul, energia masculină, energia cerului și energia pământului, iau noul ovul în primire și îl țin într-o mișcare circulară, că toată mișcarea de la subatomic până la galaxii se face în formă circulară, eliptică, dar în formă circulară. În formă circulară. Și îl duc, acele energii, îl duc în partea cea mai întunecată a uterului, unde se va forma placenta. Iar nașterea și sarcina imită creația. Deci copilul prima dată are figură de pește. Exact. Pentru că el este în viața subacvatică. Subacvatică, da. Noi suntem născut în viața subacvatică. În lichidul amniotic, sigur. Ei, acolo în lichidul amniotic, copilul aude și simte tot ce face mama. Așa este. Este o poveste cu un profesor neamț, Conrad Lorenț, care a pus într-o clocitoare niște ouă de rațe și tot timpul le spunea, tata vă așteaptă, hai fetelor, hai, 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 că le întorcea, știi? Și când au ieșit rățuștile din ou, i-au recunoscut vocea și îl considerau tată și ghid. Extraordinar. Nu făceau nimic fără el rățuștile. Tot timpul, e o poveste întreagă, rățuștile lui Lorenț, părintelui Lorenț. Extraordinar. Ei, aceeași treabă și copilul. Dacă mama ascultă Beethoven cât e însărcinată, copilul va iubi muzica lui Beethoven. Dacă mama are alte preocupări, ascultă, fumează, fumează rele, da, copilul va avea și el înclinație spre acele preocupări. Ei, deci, momentul acela, atunci începe viața, în momentul concepției. După 7 zile, celulele se specializează. Una face numai nas, una face numai picior, una face numai unghie. Cine le dă ordine? Cine le dă ordine să se specializeze? De aia spun că acest inginer, pe care, domnul inginer, Dumnezeu pe care noi zicem Dumnezeu, da, o minte extraordinară, fizica cuantică spune că are inteligență, substanță, înțelepciune și conștiință. Deci noi suntem făcuți din conștiința lui. Ei, copilul, de fapt,
după teoriile care eu le-am citit așa budiste, este amprentă în celula mamei de 50 de miliarde de ori mai mic. Deci atâta crește copilul de la concepție până la naștere. La de naștere. 50 de miliarde de ori. Enorm, mi se pare o cifră de 50 de miliarde de ori. Am înțeles. Așa. Ce dovedește asta? Că întreruperea de sarcină e crimă. Absolut. O să vorbim în partea a doua emisiunii. Avem o pauză de publicitate, da. Nu avem ce face. Era foarte interesantă discuția, pauză de publicitate și apoi continuăm cu acest lucru. Pământul agricol se degradează, cei lacomi îl repară cu chimicale, cei cu grijă pentru solul fertil îl hrănesc doar cu produse naturale. SC Agronom Biosol Alba Iulia produce și distribuie produse 100% naturale, fertilizatori și neutralizatori. Fabrica de compost oferă și produse pentru neutralizarea deșeurilor horticole, avicole, zootehnice, precum și a resturilor organice orășenești. Realizăm rețete personalizate în funcție de proprietățile chimice ale terenului. Fabrica de compost pentru muncă făcută cu rost. Te apuci de construit? Supermarket Industrial Viva vinde la prețuri convenabile întreaga gamă de materiale metalice și materiale de construcții pentru zidărie și finisaje exterioare și interioare. Viva! În Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Vlaj. Viva! Calitate și durabilitate! Pizza din oraș o găsiți la Complete Pizza, number one pizza, strada Vânătorilor numărul 21, colț cu Mesteacănului, Alba Iulia. La Complete Pizza, la fiecare pizza cumpărată, primiți gratis un suc, iar livrarea e din partea casei. Ne găsiți la numărul de telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe pagina de Facebook Complete Pizza. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei chiar la tine în casă. Pământul agricol se degradează, cei lacomi îl repară cu chimicale, cei cu grijă pentru solul fertil îl hrănesc doar cu produse naturale. SC Agronom Biosol Alba Iulia produce și distribuie produse 100% naturale, fertilizatori și neutralizatori. Fabrica de compost oferă și produse pentru neutralizarea deșeurilor horticole, avicole, zootehnice, precum și a resturilor organice orășenești. Realizăm rețete personalizate în funcție de proprietățile chimice ale terenului. Fabrica de compost pentru muncă făcută cu rost. Da, suntem din nou la emisiunea Sănătatea de la Z. Iată că avem un invitat special, maestru Dorel Vișan. Nimeni altul decât Dorel Vișan. Discutam despre viață și discutam despre faptul că, iată, după ce se unește spermatozoidul cu ovulul și se formează oul sau zigotul, este viață. Și atunci a elimina prin mijloacele legale sau ilegale această viață înseamnă crimă. Crimă, maestre. Da. Vă rog. Degeaba... Deci avort egal crimă. Avort egal crimă. Eu personal cu nevasta mea am avut foarte mari necazuri din cauza acestei legi a opririi. Legea era proastă.
Și cu patru și copii. Și mulți au avut și multe femei au murit. Din păcate au murit. Cam 50-60 de mii de femei în perioada asta aia. Este o lege foarte specială. Ar trebui făcută de niște legiuitori foarte inteligenți. Care să se priceapă la medicină, să știe pentru ce are viață. Pentru că ea trebuie să aibă și niște portițe. Exact. Nu poate fi numai așa să dai cu bâta. Dar ea devine crimă întreruperea de sarcină, pentru că acolo deja este viață. Deci copilul este deja pornit. De-aia am spus că viața nu începe cu nașterea. Asta spune în înțelepciunea orientală, cercul vieții nu pornește de la naștere la moarte, ci de la moarte la naștere, viață. La viață, da. Interesant. De la moarte. De la moarte, da. Exact cum se întâmplă. Mor cele două celule și începe viață nouă. Exact. De asta Dostoevski și-a pus moto la carte Parabola Bobului de Grâu. Dacă bobul, de la Ioan, da. Dacă bobul de grâu cade pe pământ și nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, va da roadă bogată. Deci de la moarte la viață. Cuvântul viață, că asta am vrut să spun. Este pomenit de multe ori, am înțeles. În Noul Testament este de foarte multe ori, noi nici nu suntem conștienți de acest lucru. La un moment dat spune Iisus, cine crede în mine, din trupul aceluia vor curge valuri de apa vieții. Iar în cele șapte eu sunt de la Ioan, de patru ori este cuvântul viață. Pâinea vieții, lumina vieții, învierea vieții și calea, adevărul și viața. Deci în cele șapte eu sunt, de patru ori apare e cuvântul viață. Cuvântul viață, da. Plus că mai este mai departe, tot la Ioan. Iisus spune, el era viața. În altă parte spune, dacă eu trăiesc, și voi veți trăi. Și mai spune cuvântul vieții. Deci uite de câte ori apare acest cuvânt viață. Și nu-l știm exact ce este. Pentru că, într-adevăr, nu de la naștere. Copilul deja e viu când se naște. Exact. Ăla, el e viu, da. Din perioada el respectivă. E în viață. Sigur, sigur, el e în viață. Da. Mă, în perioada intrauterină. El unde... e în viață de la concepție. De-aia am spus că este această amprentă a omului în sămânța umană. Deci viața vine din profunduri, din străfunduri. Viața vine... Ea nu se formează acum. Din cauza asta au fost niște teorii că, de fapt, important la Iisus a fost sângele lui Iisus. Dacă vrei, putem discuta despre... Da, sângele lui Iisus, care avea doar 23 de cromozomi, după cât am auzit. E adevărat? Sângele, da, pentru că el era numai din... Din mamă. Și da. Tata i-a dat numai da. Un cromozom celest, Y. El avea un trup îngeresc, de fapt. Nu avea un trup, era om. Era om, da, om. Dar avea un 200 de cromozom, Sfântul Apostol Pavel. Da. Sunt trupuri pământești și trupuri cerești. Când a fost întrebat ce trup vom avea când la judecata de apoi când vom învia. Și Pavel, Sfântul Pavel o cotește. Nu zice. Și zice, există corpuri cerești și corpuri pământești. Explică destul de vag. Dar treaba asta este așa. Tot în învățătura asta orientală, în hindusă, de asta am spus că noi suntem un sistem. Practic nu există moarte. Nu există nicio lege a morții, nici a decrepitudinii, nici a senilității. Noi ni le facem.
Pentru că celula vieții nu moare niciodată. În India, când încep, când te pregătește cineva în tainele vieții, adică așa, te duce la un copac care se numește banian. Mi se pare că ți-am mai spus asta. Nu, da, e, dar o mai spun o dată. Da, nu e. Ei, acest banian nu moare niciodată. Numai dintr-un accident. Este veșnic. Așa este și omul. Pentru... Și el zice, învățătorul, zice, copii, uitați-vă la fratele vostru. Cum în vârful ramurilor ăla de sute de ani are ramuri vii. Așa avem și noi. Dar am văzut acum, am citit zilele trecute la Robert Charroux, de unde vine moartea? Nu vine de la păcatul original. Nu. Nu. Aia este, cum să spun, o treabă religioasă. Că avem un blestem ca să murim. Exact. Sigur eram că de acolo. În Edem și dar după cum aceea. Este? Stai să spun cum este. Hai să vedem. Domnul inginer ăsta care ne-a făcut pe noi, la care îi zicem Dumnezeu, ne-a făcut un mecanism de oprire, de încetare. Așa cum se face la mașină mecanism de frână, așa ne-a făcut nou un mecanism de încetare. A funcțiilor vitale? Și acest mecanism de încetare este încorporat în sistem. Deci în momentul concepției, șeful ne-a și pus și mecanismul de încetare. Și a zis, și are un resort care îl face așa. Îl trage până la 120 de ani sau îl trage până la 3 săptămâni. Și cine îl trage? Inginerul ăla mare de sus. Bun, inginerul ăla mare, dar noi putem să acționăm cumva? Atunci degeaba mai ținem cură de slăbire, degeaba nu mai mâncăm, degeaba cu tare. Deci totul este degeaba, mecanismul este deja fabricat. Nu, nu e degeaba, pentru că întreținem, ne întreținem corpul până la când, cât ar trebui, 120 când de ne ani, vom așa. Opri. Exact. Când ne vom opri. Am înțeles. Dar acest, deci, acest mecanism este incorporat în sistem. E clar. De unde vine el? Științific, acum ați spun. Da, așa, de unde vine? Acești cromozoni sunt niște elemente ale nucleului celulei umane. Da. Dar ei sunt în afara nucleului, ca niște bețișoare. Da. Ca niște, așa, ca niște... Ca bețișoare de chibrituri și au și ca ăla cam mai gros. Cam așa, calea de... Telomeri se numesc. Calea de dau la mire și la mireasă. Da, 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 da. Telomeri se numesc bețișoarele alea. Telomeri. Aici este informația. Acolo. În acești cromozoni este informația noastră de la originile omului și, până și nu prezent. Numai informația, dar și viitorul este în acești cromozoni. Ei, acești cromozoni, pe măsură ce trec anii, se scurtează. Așa este. Și atunci ARN-ul nu mai poate citi informația. Și celula nu moare, dar se degradează. Se degradează. Așa deci, este. Practic, celula umană, celula noastră a vieții, este veșnică. Dar ea este veșnică numai în dar suflet. Dar cine face să se scurteze telomerii acele... Acel aparat de oprire. Acel aparat. Unde este acel aparat? În ce parte pus în noi. Nu în ADN-ul nostru? Nu pot să spun. E greu de spus. În ADN-ul, bineînțeles. În ADN-ul, bineînțeles. Deci este pus în noi, și eu am citit chestia asta și l-am citit de mai multe ori. Dacă să vă dați seama ca ce să este. Mă lămuresc. Da. Și într-adevăr așa este. Deci el spune așa, cromozonii ăștia conțin memoria și este, ai văzut ce inteligență nu a pus memoria în creier. Ce a pus-o în suflet, în minte, în suflet. Acolo a pus memoria, în bile de memorie. Dar acum mai nou zice că și alea se pot decoda.
și birele de memorie și au găsit ăștia. Au găsit șmecheria la da, toate. Da. Și atunci celula nu mai poate citi informația. Și dacă nu mai poate citi informația, celula nu se mai reproduce. Și încet, încet se degradează. Și asta este bătrânețea și moartea. Bătrânețea și moartea. Am înțeles, maestră. Deci, interesant. Este foarte interesantă. Da, cu telomerii. Dar asta dovedește, de fapt, cât de puțin știm noi cine suntem. Deci, abia acum începem, după 2000 de ani și începem încet, deci, încet să știm. A mai fost. Nu vi se pare... A mai fost. Exact asta zic și eu, că nu vi se pare că totuși civilizațiile se repetă, nu vi ba se da, pare că ceva... Da. Da. În momentul când omul se apropie prea mult de cunoaștere, în momentul ăla o ia de la capăt. Da, adică creatorul zice stop și e un fel de potop, dacă m-a fost arca, cu arca lui Noe. Nu, zice potop. La capitolul 4, la Geneza. Dumnezeu, când a văzut că lumea s-a înrăit, a zis: îmi pare rău că l-am făcut pe om și îl voi mătura de pe suprafața pământului. Citiți la capitolul 6. Sigur, exact. Evanghelia. Așa. Deci aici este o taină și o schemă genială, care omul nu poate să o facă. Degeaba începe el cu minte artificială și cu prostii din alea. Astea sunt niște bazacone care ne va duce la distrugere. Pentru că încet, încet vezi că noi intrăm într-o într-o zonă foarte periculoasă a dezumanizării. Ne dezumanizăm. După COVID și după multe lucruri, exact. Eu văd oameni pe care i-am cunoscut și cum se perimează. Deci v-ați dat seama de acest foarte lucru, mulți își pierd memoria. Așa este. Foarte mulți se devin apatici. Așa este. Și interesant. Nu mai gândesc. Exact. Descoperire extraordinară să cuto. De altfel, să știi că noi ducem o viață paradoxală. Deci existența noastră este paradoxală. Și am citit la domnul profesor Ion Mânzat, care explică cum gândește cum îi zice, paradoxalistul, sau cum să-i zic? Da, da. Paradoxalistul. Da, așa. Cel care trăiește în paradox. Așa. În primul rând, îi se creează simțul contrazicerii. Toți ne contrazicem. Da, ori, dacă zic așa, tot zici altfel. Da, e sigur. Mi-amintesc de Dumnezeu să odihnească pe soacră mea, spuneam ceva și zicea nu, și zicea mamă, stai că încă nu știi ce am spus, stai un pic să spun și pe urmă zici după nu, după zici nu sau da, da. Deci, asta e, așa face omul asta, da. Plus că mai este încă ceva, domnul profesor Ion Mânzat, care are o putere de extraordinar de mare de analiză, spune că cum se numește? Paradoxurile? Paradoxalistul. Paradoxalistul. Paradoxalistul nu mai poate diferenția binele de rău. Exact ce se întâmplă astăzi. Exact. Vezi oameni foarte conștienți de mizeria în care cădem și care nu fac nimic. Și vezi oameni care zic, bă, ce vreți? Găsești tot ce vrei. Pe vremea lui Ceaușescu nu găseai nimic. Adică ar trăiesc așa, aiurea. Și nu pot delimita adevărul de minciună. Deci adevărul și minciuna, uite-te la televizoare. E foarte greu de spus care este adevărul, da? Nu, deci, la atâtea nu mai informații. Vorbesc. Păi ce adevăr poate să fie ăla când vine o familie și îți intră în casă și nu poți să o dai afară, că trebuie să o dai în judecată. Exact. Nu poate veni poliția și să zică, domnului, casa voastră? Nu, vă rog să ieșiți. Exact. Atât.
Atât, nu ce judecată. Nu ce... se fac judecată. Da. Interesant, da. Interesant. Deci, trăim într-o lume în care, într-adevăr, foarte greu deosebim până unde merge adevărul și până unde merge minciuna. Și asta este și ne ajută tot ce e în jurul nostru. Vezi că la, sunt deja oameni care și-au aruncat televizorul. Exact. Sunt oameni care și aseară discutam cu cineva, că am fost la radio, de aia tot spun că acolo a fost lume multă, da. S-a sărbătorit 70 de ani de existență a radioului din Cluj. Așa, și acolo am discutat cu niște oameni. Dar oamenii nu mai știu, îmi spunea o doamnă, zice, domnul, nici nu mă uit la televizor. Îmi pare rău că nu te-am văzut, zice, la realitatea, că eu nu mă uit la televizor. Nu mă uit, domnule, numai crime, numai necazuri, numai morți, numai certuri. De ce să mă uit? Nu văd un lucru de o învățătură, serialele proaste, actorii fac reclame, reclamele mizer, văd, domnule, reclamă la medicamente. Domnul doctor, medicamentul nu se reclamă. Absolut. Bine, dar nu vedeți ce reclame, cu tot felul. Deci este medicament pentru orice. Gheara diavolului. Da, da, gheara cu tare. Da, domnule, face minuni. Face vezi, minuni. Da, face minuni. Gheara diavolului. Domnule, eu cunosc acum destul de bine multe rețete de vindecare, da, pe bază de natură, de plante, da, de plante. Și când văd ce prostii spun la televizor și când vine câte o doctoriță de la o societate de doctori anumită... și zice zilele noastre ficatul s-a deteriorat și pancreasul și și noi avem un medicament care l-am făcut, da, și, ce bun și ce nu costă este, numai, da, 30 de lei, da. Deci, și te vindecă, domne, și face totul nou. Este, totul este înșelătorie. Biznic, înșelătorie și... Deci asta ziceam. Dacă și în medicină, unde n-ar trebui să fie acest lucru, este corupție, este înșelătorie, atunci ce să mai zicem în celelalte păi, deja lucruri? Regina Maria este un... Ce e? Un domeniu de la... Cum îi zice? Un... Cum era pe vremuri? Un... Cum le zicea la capitaliști? Capitaliști? Da, pe Regina Maria deja e peste tot. Am văzut niște construcții, niște chestii. Da, exact. Înseamnă că au bani. E bine că se îngrijesc de sănătate. Bine, doar numele este Regina Maria, că Regina Maria era altceva, era o nobilă, era o, da, o femeie mare. Da. Dar ca să atragă atenția, eu pus numele Regina Maria, da? Da, ca da, să fie mai... Să fie mai pompos. Deci și... aici este problema, vezi, cu viața, cu înțelegerea vieții și chiar cu înțelegerea credinței. Pentru că credința, și preoții spun, credința fără fapte n-are nicio valoare. Așa este. Ce spune Iisus? Voi trebuie să vă nașteți din nou. Deci unde ar veni acum, pentru că tot veni vorba de învierea lui Iisus, prima dată și în general în protestanți, nu? Da, da, protestanți. Da. Așa. Au considerat că misia lui Iisus s-a încheiat odată cu moartea și cu vărsarea sângelui pe Golgota. S-a încheiat. Deci au făcut așa un fel de religie de jumate, vinerea mare. Da, exact. De deci n-au mai mare. Considerat sâmbăta, da, și duminica. Da. N-au mai avut timp să aștepte și învierea. Exact. Dar de fapt la Iisus important este învierea. Învierea. Dacă... Pentru că învierea este în legătură cu mântuirea. Exact. Așa. Și acolo s-a născut o teorie că de fapt cel mai important lucru la Iisus a fost sângele lui care s-a vărsat și care ăsta Iosif din Arimatea l-a adunat într-un și vas și pe urmă a fost treaba aia cu gralul. Cu gralul, și, Sfântul Graal. Dar da, asta a fost o teorie care
n-a prea funcționat în cercurile religioase, ci în cercurile ezoterice mai mult și alchimiste. Așa este. A fost chiar un prelat din parcă Saubia, îl chema Freddy Christoph și nu știu al treilea nume cu era. Dar ce zicea el? El a făcut niște experiențe alchimiste și a constatat că era suflet în materie. Deci sufletul de fapt nu este în materie. Sufletul este un înveliș al corpului nostru. Interesant. Și aici a fost inteligența. Noi avem 4 corpuri. Omul are 4 corpuri care corespund celor 4 elemente: pământ, apă, aer și foc. Da. Corpul somatic, care are la bază pământul, corpul vieții sau eteric, care are la bază apa, corpul sau trupul sufletului sau astral, care are la bază aerul, și trupul caloric, eul, care are la bază căldura. La un moment dat Iisus spune: un foc am venit să arunc pe pământ. El însuși era un foc. Deci Iisus este considerat eul eurilor, centru spiritual al universului. I se și spune steagul popoarelor. Așa. Și vindecătorul și mântuitorul. Taumaturgul, da. Așa. El a venit să ne împace cu Dumnezeu, să ridice păcatul nostru și să ne împăcăm cu Dumnezeu, să o luăm de la capăt. Dar acest principiu cristic, deci eul lui Iisus, poate lucra în corporalitățile noastre. Este ce spun, unul o să mă condamne că nu au cunoștințe. Deci, el poate lucra în corpul vieții, în prima dată în corpul, în trupul sufletului, poate lucra Iisus să ne nască din interior și să creeze sinea spirituală, așa se numește. După vechea denumire se numea Manas. Manas, da. Așa este. Dacă lucrează în corpul vieții, formează spirit al vieții, care se numea Budi. Și dacă lucrează în corpul nostru somatic, pământesc, creează omul spiritual, care se numea Atman, nu? Atman, da. Deci cele 3 denumiri. Așa este. Și acum fii atent. Interesant. Fii atent ce spun. Sunt foarte atent. Iisus a fost primul om spiritual. Al doilea Adam. Primul Adam a fost purtător de viață. Al doilea Adam, Iisus, a fost născător de viață. Deci el, cum spune, cu moartea, pe moarte călcând. Extraordinar. Astea nu sunt vorbe goale. Nu. Sunt niște vorbe codate în Evanghelie. Deci noi putem reînvia. Și în credința mea, și după lecturarea lui Dragoș Victor Moldovan în are o carte, Experimentul Terra. De cartea asta ne-a tot vorbit de Experimentul Terra. Da. Eu cred că această civilizație a noastră nu mai are mult. Ea se va încadra probabil în acești 100 de ani până la anul 2100. Dar între timp va fi o mare catastrofă
el decodifică prevederile lui Daniel de la capitolul 12, în care Daniel spune că catastrofa sfârșitului lumii va porni din Iran, din orașul Suza. Din Suza, da. Așa. Și atunci eu cred că lumea va trece într-o altă dimensiune. Și dimensiunea va fi omul spiritualizat. Adică chipul lui Iisus, da, în fond. Asta va fi tot omenirea. Asta va fi a doua Iisus. Venire a lui Iisus. Am înțeles. Pentru că Iisus nu mai vine. Penticostale și toți aia care cred în venu. Și nici în Evanghelie nu scrie nicăieri că Iisus va veni. Aici este o greșeală de traducere. Cuvântul parosia din greacă înseamnă prezență. Iar ei l-au tradus vine. A venit odată și revine. Da. Ei, nu. El înseamnă prezență și la Tesaloniceni, dacă citești, se spune asta în slujbile de mormântare, cu învierea morților, că imaginea lui Iisus se va vedea în nori și ne va lua și pe noi ca suflete, ne va lua la El. Atâta se spune. Iisus nu mai poate veni. El a semănat aici această sămânță a spiritualizării pe care n-am urmat-o, nu ne-am spiritualizat. Din contră. Nu ne-am dezbrăcat de omul vechi și de toate faptele lui. Nu ne-am îmbrăcat în omul nou, care se înnoiește, cum spune Iisus, din lăuntru. Deci schimbarea în credință și în omenie și în mântuire nu se poate face numai din interior spre în afară. Ori noi, lumea în care trăim, face totul din afară. Face totul la nivelul mașinii. Totul e la nivelul mașinii. Este o gândire exterioară, o gândire în care noi vedem numai o parte a realității. Cealaltă parte nu o putem vedea, decât prin spiritualizare. Și eu așa cred, sunt convins că așa va fi, lumea va intra într-o nouă dimensiune, în dimensiunea spiritualizării, în care probabil că domnul inginer va umbla un pic la mecanismul ăla al încetării. Interesant. Va umbla la mecanismul ăla. În sens negativ sau pozitiv? Pozitiv. Pozitiv. S-ar putea ca omul să trăiască din nou cum a trăit Avram și Iacob. 800 de ani. Da. La 500 de ani a mai făcut un copil. Am înțeles. Așa este. Da. Așa este, exact. Deci vezi, religiile de multe ori l-au închistat pe om, au venit cu lucruri, cu adevăruri gata, făcute. Sfântul Grigorie, teologul, spune acest lucru. Dacă noi îl considerăm pe Dumnezeu de negrăit, atunci cum îl grăim? Cum ne apucăm să-l tâlcuim pe Dumnezeu care este de negrăit? Exact. Din acest punct de vedere, poate că religiile ar trebui să-și facă o revizie. Iar schimbarea asta care ți-o spun, din lecturi mi-a venit și din lecturi am văzut-o, cum funcționează și ce perfect sunt făcute aceste lucruri. De-aia spunea Kazuo Murakami, marele savant chinez, japonez. Spunea, omul să nu se amestece în celula vieții. Păi deja s-a amestecat. Păi s-a amestecat. S-a amestecat. Și Robert Charroux spune, în momentul când biologii se și pot să o facă... Asta spun, că avem mecanismele necesare să schimbăm ADN-ul. Când se vor amesteca ADN-ul în celula vieții, omul va fi măturat. Am înțeles.
Asta urmează. Dar noi nu ne gândim la astea. Noi ne gândim la alegeri. Da, nu? Păi asta urmează. Deci anul ăsta va fi anul alegerilor. Da. Cine, în lume, cine se gândește că noi suntem un sistem? Dom'le, suntem un sistem perfect, o mașină perfectă, care are ambreiaj, care are viteză, care are schimbător, care are benzină, că îi trebuie benzină, motorină, exact ca o mașină suntem, dar o mașină vie. Dom'le, dacă natura îl făcea pe om așa cum a spus Darwin, că nici Darwin n-a fost normal, toți oamenii ăștia mari n-au fost normali. Și anormalitatea lor este dovada genialității. De Dostoevski era epileptic. Epileptic. Cezar era epileptic. Da. Foarte mulți. Este o listă. Oare unde am citit-o? În crize de epilepsie te apropie de Dumnezeu, sau intră într-o sferă pe care nu o cunoaștem? Nu e o boală. Exact. Dar ce este? Este o realitate. O anumită... O altă realitate. O altă realitate. Da. Ei nu-și mi-aduc... Acum, apropo de chestia, ei nu-și mi-aduc aminte de nimic. Unde au fost, ce au făcut, se trezesc dintr-o dată... Dar după aia pot, de exemplu... Ce spune Șaru? Ce înseamnă aura epileptică? Ați auzit de aura epileptică? Da. Da. Deci, vede niște lucruri anormale pe care... Anormale, pentru că ele vin din altă... Sferă, altă viață, exact. Din cealaltă viață, din viața suprasensibilă pe care noi nici nu ne gândim la ea. Așa este. Noi ne gândim ce să luăm de la penii, cartofi prăjiți, pe cine să alegem, cine îl punem primar. Ne gândim la lucrurile astea mizerabile și mici din jurul nostru și nu ne punem problema credinței adevărate, a relației noastre cu această putere care dacă noi o desfințăm și ea ne desfințează pe noi. Asta e credința, nu e vorba de biserică aici. La biserică numai îl găsești pe Dumnezeu ca să-l slujești, dar dacă mergi la biserică, am mai spus asta de 100 de ori, dacă mergi la biserică și vii înapoi cum ai mers, nu te duce, te-ai dus degeaba. Pentru că toată Biblia și cărțile sacre sunt codate. Dar spune Iisus la Matei, dacă citești la capitolul, cred că 12, unde e pilda semănătorului. Așa. Spune așa, după ce spune cu sămânța care a căzut în, pe marginea drumului, au mâncat-o păsările, a căzut pe o piatră, n-a avut umezeală, a căzut între spini, și una a căzut pe pământ bun și numai aia a dat roadă. Și apostolii spun învățătorule, care-i înțelesul acestei parabole, acestei pilde? Și Iisus a spus, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Iar vouă vi se arată împărăția în mod direct, dar la ceilalți oameni li se arată în pilde. Și oamenii n-au înțeles pildele. Nici nu înțeleg pildele. Nici ziua de astăzi nu se înțeleg pildele. Ți-am spus aia, nu plângerea, tânguirea lui Iisus. Nu ți-am spus? Nu, nu. Da, ți-am spus-o. Nu, când am venit de la Muntele Sfânt. Că Iisus are o tânguire. N-am știut, am găsit-o acolo. Vă rog. Spune așa. Mi-ați zis, Tată, dar n-ați vrut să fiți fiii mei. Mi-ați zis cale, dar n-ați vrut să mă urmați. Mi-ați zis adevăr, dar nu credeți în cuvintele mele. Mi-ați zis viață, dar nu vreți să vă bucurați de ea. Mi-ați zis judecător drept, dar nu vă e frică de judecata mea. Mi-ați spus tată, dar nu vreți să fiți fiii mei. Mi-ați spus mântuitor, dar nu vreți să vă mântuiți. Extraordinar. Unde scrie așa ceva? Domnule, eu am găsit-o la Muntele Sfânt, mi-a dat-o cineva într-o carte. Extraordinar. Este tânguirea lui Iisus. Da, cred că ți-am mai spus-o, da. E interesant, probabil. Că este da. Extraordinar. Da. Deci Iisus recunoaște că nimeni nu l-a urmat. Pentru că
a-L urma pe Iisus. De-aia se spune Sfântul Isaac Siru, cred că el spune, omul când se naște are două cărări, în sus și în jos. Depinde pe care pornește, spre moarte sau spre viață. Da. Sau spre viață. Deci și aici sunt niște sensuri. Milarepa, cel mai mare yoghin al lumii, spune, trupul meu este rezultatul ignoranței. El este format din carne și sânge, dar flacăra care aprinde focul din mine este puterea de percepție a conștiinței. Iisus este conștiința. Conștiința, cuvântul conștiință a apărut în Evanghelie numai în Noul Testament, odată cu Iisus. Deci vezi câte lucruri. Lăudat fie numele lui Iisus. Să trecem puțin și la lucruri românești, și anume la identitatea națională, fiindcă, iată, în zilele astea de globalizare, identitatea națională nu mai este. Garabet, Ibrăianu, l-o numea spirit românesc, Mircea Vulcănescu, spiritate românească, Lucian Blaga, spațiu mioritic. Dumneavoastră, cum numiți acum, la ora actuală, identitatea națională românească? Nimic. Un singur noi nu mai avem identitate. De ce? Cine ne-a furat-o? Din sau cine ne-a luat-o? Noi am părăsit-o. Noi, poporul român, și-a furat identitatea națională. Am observat și acum când am fost în Anglia și în Italia, vorba aia, că am spus-o și la realitatea. Bă rog. Când spunea profesorul Iorga că e ușor să scoți pe român din țară, dar e greu să scoți țara din român. Ei, noi am reușit să scoatem și țara din român. Sunt oameni care sunt plecați, pe care nu-i mai interesează România. Am văzut emisiunea care a spus că peste 50.000 de copii, mi se pare, nu mai 500.000, deci o jumătate de milion, nu mai știu. Da. Ei zic că 350 sau da, așa ceva, dar nu. Pentru că români plecați în străinătate, vorba lui Grigore Vieru, nu mai suntem atâția români cât pământ binecuvântat avem. Așa este. De lipsă de forță de muncă în România, unde era forța de muncă. Deci omul a devenit forță, omul a devenit numai mijloc, omul nu mai este scop, cum spunea Marx. Marx a spus așa, filozoful Marx a spus, omul, dacă socotim mijloc, este persoană, dacă îi socotit scop, este personalitate. E diferență. Pentru că persoana este partea noastră de natură, de animal, de dobitoc, iar personalitatea este ființa educată care devine ființă morală. Din ființă naturală să transformăm în ființă morală și noi nu educăm, nu avem. Am înțeles. Cum priviți identitatea națională în epoca asta globalizării, fiindcă... Păi asta, noi nu mai avem identitate. Atâta timp, domnul doctor, da, atâta timp cât la noi sunt atâtea cuvinte străine, că nici eu nu le... Trebuie să mă duc acasă, deci, și să caut, să văd ce înseamnă să mă pot descurca în România. Să mă pot descurca în România. Trebuie să învăț un pic de engleză. Exact. De ce, domnule? Am văzut acum că deja s-a împământ la televizor, e gata. Nu mai. Breaking news. Breaking news. Da, da. Ce e aia breaking news în românește? Am putea să o spunem în românește, că suntem în România. Nu, o spunem într-o altă limbă. Ce e aia prime time news? Mă, frate, bă, era o chestie formidabilă în cel mai iubit între pământeni. Așa. Acolo, Mina de Sare, un actor care a jucat rolul mic de la Teatrul Odeon, dar foarte bun actor pentru treburi din astea, juca milițianul, da,
ăla, așa. Și vine un deținut care era, nu știu, profesor universitar. Și ăsta zice, ce număr ești? Și ăla zice, 1721. Ce număr ești, mă? 1721. Jap! Îi dă, se ridică ăla, ce număr ești, mă? 1721. Jap! Și vine din spate personajul lui Ștefan Iordache și zice 1221, domn șef. Cât, așa, mă? Da, bă. 1221. Așa mă învățați să vorbiți românește, firați ai dracu de hoț. Superb, superb. Asta e cea mai bună, cel mai bun exemplu. Da, da, exact. Ziua de astăzi, fantastic. Ce număr ești, mă? Da. 1221. Nu, mă? Da. 1221. Așa mă învățați să vorbiți românește. Da. Să ai dracului de hoț. No, asta e și la noi. Și la noi trebuie să vină cineva. Să zic așa ceva. Să vină cocoșilă și să zică, vezi, mă, că ești prost. Exact. Ce frumos. Da, ce... Am mai spus asta. Bun. Ce diferență este identitatea națională și identitatea europeană? Fiindcă iată că ne lucrăm că suntem în Uniunea Europeană, vrem să intrăm în Schengen, n-am și intrat. Și Europa își pierde identitatea. Asta vreau să spun. Cum mai este Europa aia pe care o vedeam noi înainte de 89? Dom'le, Europa trebuie să fie formată din țări. Normal. Și fiecare țări europene. Exact. Și fiecare țară trebuie să aibă identitatea ei și fiecare țară trebuie să aibă limba ei și să aibă puterea de a hotărâ singuri ceea ce primez de la Europa sau nu. Că altfel, intrarea noastră în Europa este păguboasă. Noi n-am intrat în Europa, noi am fost și suntem în Europa. Totdeauna. Problema asta, Caragiale o dezvoltă extraordinar. Ce zice? Mai lăsați-mă cu Europa voastră. Zice, noi ne amestecăm în treburile Europei. Nici ea să nu se amestece în treburile noastre. Da. Uite ce bine este extraordinar. Păi cum vine Europa să-mi distrugă mie datinile? Păi datinile țin de identitate. Da. În momentul când eu am distrus datina, am distrus și identitatea. Națională, da. Că exact. Mi-amintesc că era în Vlai cu Vodă. Cred că în Vlai cu Vodă era. Băiatul lui Vlai cu care era îndrăgostit și nu spunea, vorbea de chinuri. Așa. Și Vlai cu îi spune, tu vorbești de chinuri. Dar privește în jurul tău, zice, de ești om făț, ochii roată peste țară și hotare, să vezi chinurile țării, alea-s chinurile mele. Chinurile țării. Exact. O, la noi sunt chinurile nu știu cui, care a fugit în America și nu-l mai putem aduce înapoi să dea banii care i-a furat. Exact, exact. Ei, asta e o problemă, da. Domnule. Până acum un deceniu, și țineți minte, în vremea dinainte de 89, noi așteptam pe americani să vină, era un profund sentiment de americanofilie, să zic așa. Astăzi este înlocuită cu americanoscepticism, dacă nu chiar invers. Ce părere aveți despre acest lucru și de ce din americanofil ne-am transformat în americanoscepticism? Ieri, vezi că tot ieri dau exemplu că e proaspăt. Da, vă rog. Am vorbit cu un prieten al meu care a plecat în America, care are un copil acolo, un băiat. Așa. Și îl întreb, domn Ghiță, cum ai fost în America? De domn Vișan, M-a dezamăgit. N-aș mai merge. Ați văzut? Zice, copilul meu stă acolo, că mă rog, s-a căsătorit, dar n-aș mai merge. Ce? Domnule, care a fost, astea sunt lucruri oarecum sensibile să le discutăm, pentru că nu le plac unora, dar din păcate un popor mic al nostru întotdeauna a depins de înalta poartă. Și noi, rar am avut oameni
care să poată discuta cu înalta poartă, nu numai cât le plătește, ci să lase și la noi ceva. Și nu avem nici astăzi. Exact. De-aia alegerile acum pentru Parlamentul European mi se par cele mai importante. Da, e mai important decât funcția de președinte, în fond, că da. La Parlament știm, tot a noștri o să vie și tot aceiași oameni, indiferent. Pentru că noi trebuie să avem acolo oameni... Patrioți, oameni naționaliști. Oameni care să judece lucrurile, care le putem, cum zicea cineva, implementa, le implementăm, care nu merită să le implementăm pentru că sunt păguboase, nu le implementăm. Noi nu putem să ne distrugem gospodăria. Ce discutam mai devreme, da, că tot ce mâncăm este modificat genetic. Da. Dom'le, noi am mâncat lucruri curate. Țăranul român a mâncat lucruri curate. Sigur, și n-a fost bolnav. Nici de diabet. Diabetul e o boală modernă. Vezi, și nici de inimă. Da, rar. Când, și nici de cancer. Nu. Foarte nu erau rar, foarte rare erau cancerele pe vremea aia. Da. Cancerul e o problemă de stres. Știi mai bine decât mine. Exact. Aici ai problema. Discutam de vreo două zile, discutam cu maestru Dan Puric și zicea, domnul doctor, Gavarit Paruschi. Momentan, bă, ce vrea să zic ăsta, Gavarit Paruschi? Ce ziceți? Gavarit Paruschi? Spune aia cu ăla, cum îi zice? Da, interesant. Ce părere aveți? Gavarit Paruschi începe, că noi am învățat, eu cel puțin am învățat rusă și noastră, nu? Nu, el zice aia, cum îi zice la mă clădit, cu pârjoala în mijloc? Da, un fel de, nu cum are să... denumire. Hot dog. Nu hot dog, hot dog, e cu cârnatul. Cu cârnat, da. Cald. Așa. Dar, mă rog, și hot dog poate da, să fie. Zice așa, să știi cât va costa peste 10 ani un hot dog așa. În America? 3 ruble. Deci este clară situația. Da. S-ar putea ca rușii să ceară Alaska înapoi, nu? A fost vândută pe nu știu cât timp, după câte am auzeam. Părerea mea e că comandantul rus e mai inteligent decât credem noi. Păi ați văzut că a câștigat cu 87%, care este, deci, din nou președinte a Federației Ruse cu 87%. 87-30. 87-30, că știți mai bine decât mine. Ce părere aveți, domnule? Deci, totuși, rușii sunt un popor, cum să zic? Domnule, ei văd că în lume, comandanții care sunt acum în lume, în general, au dezorganizat țările. Așa este. Aici, cu războiul din Ucraina, vezi, este tot un paradox. Toată lumea, un război, și eu sunt de acord, întotdeauna un război este opac, este pe capul omului. Este o crimă împotriva umanității. Și nu e bine să fie. Da, exact. Dar toată lumea condamnă războiul din Ucraina, nimeni nu vrea să se gate. Interesant. Nimeni nu vrea să se gate. Nimeni nu vrea să nici se gate. Nici rușii, nici americanii, nici în europeană, tot bagă armament acolo, da. Tot bagă. Da. Care este explicația? Și domnul Zelenski, așa, zice, dați-ne cartușe, dați-ne cartușe. Da. Dar ce faceți cu ele? Vă spălați pe dinți? Da. Nu, omorâm oameni. Atunci? Păi crimele sunt și dintr-o parte și din alta. Absolut. Nu, dar asta e, nimeni nu vrea să se gate. Nu. Deci, și sunt unii care trag bani frumoși de acolo. Da. Păi asta, zicea, asta vă spun și eu, că profesorul Richard Solomon, unul dintre cei mai mari, zicea, în amică omenirii este bancherul internațional, cel care plătește. Păi războiul ăsta este plătit, nu? Și din o parte și în alta. Da? Da, plătit. Deci, și cu bani grei. Cu bani grei. Deci, acolo sunt să distrug lucruri de... 30 de milioane de euro în 2 secunde. În 2 secunde, așa este, așa este. Și să distrug vieți, că asta este o problemă, adică mor oameni. Aici ai necazul. Războiul din Israel, ce părere aveți de Gaza, de mai continuă și acolo, împotriva... Nu știu, n-am prea urmărit, dar și acolo, nici acolo nu e curat. Nu-i coșeră situația, vorba. Nu-i coșeră, cum zice Ardeleanu. Da, nu-i coșeră, că vine de la coșer, care înseamnă alimentație pură, da.
pentru evrei. Prietenii noștri și frații noștri evrei urăsc holocaustul, de ce îl fac? Întrebare interesantă. Întrebare și răspuns. Da. Deci lucrurile sunt, cum să spun, discutabile. Numai că nu e bine să spui adevărul, că adevărul nu convine. Adevărul încurcă pe om. Da, eu nu mai am de pierdut decât lanțurile, ca și proletariatul. Da, exact, lanțurile, da. Iată că în 2027 se zice că se pune o taxă de carbon pentru fiecare individ în parte. Pentru mine, pentru noi, dacă mai trăim până în 2027, e bine. Pentru fiecare locuință se va calcula după coșul zilnic, după gunoi, cât gunoi ai aruncat și așa mai departe, se vor pune chipuri peste tot, nu numai pe om, pe aparatură casnică, pe filtrul de cafea, pe cuptorul cu microunde, pe mașina de spălat, pe mașina ta, peste tot. Ce păi da, alea așa le fac, să se strice, să cumpere alta. Da, da, se pune o taxă pe da? Carbon. Ce părere aveți? Domnule, dacă a ajuns omul atât de lacom și de actiat după bani, încât spunea astăzi la un post de televiziune că unul a vrut să facă rost de bani mulți și ca să facă rost și-a distrus picioarele. Le-a ținut 10 ore, nu știu, într-un lichid care, așa, și a spus că a avut accident de motocicletă și să-i dea despăgubire. Și i s-a fixat o despăgubire de, nu știu, 1.700.000. Da. Și trebuie să-i dea înapoi pentru că doctorii au constatat că accidentul n-a fost. Rana care a avut el la picioare nu era din accident. Accident, ci era de la substanța respectivă. Da, da. Da. Interesant. Deci să ajungă omul până acolo încât să-și distrugă picioarele ca să ia bani. Păi să ajunge că merg cu autobuzul în Turcia 100 de oameni ca să-și vândă organele, maestre, își vinde rinichiul drept, își vinde rinichiul stâng, își vinde bucate din hepat. Merg, face transplant, uite 30.000 de euro, îl pune pe picioare și vine înapoi. Deci am ajuns să ne vindem organele, maestre. Atunci ce să mai vorbim? Asta este. Da. De-aia a pus Dumnezeu doi rinichi, ca să poți vinde unul. S-a gândit, interesant. S-a gândit și la asta. Da, din păcate s-a terminat emisiunea. Am visat de multe ori să fac operații pe suflet. Este greu să mai faci operații pe suflet, pe sufletul românilor. Deja rănile sunt cicatrizate, nu știm ce ne așteaptă în viitor. Oricum, sunt multe victime ale sistemului sanitar românesc, nu mai putem vorbi de acest lucru, dar sunt, într-adevăr, și noi medicii câteodată ne-am transformat în criminal fără voie. Datorită acestor legi și tot felul de lucruri care ar trebui să întâmple, în care se implică politicul. Când se implică politicul în sănătate, este grav. Stimate actor Dorel Vișan, vă mulțumesc pentru această seară minunată. Sper că și cei care ne-au urmărit au învățat câte ceva de la maestru Vișan. Eu îl descoper în fiecare emisiune și am avut cele mai multe emisiuni cu Dorel Vișan, multe, multe ore, nici nu le mai număr, dar e foarte important pentru mine. Am învățat eu foarte mult de la dânsul. El poate puțin, dar asta este situația. Vă mulțumesc și să ne întâlnim într-o emisiune viitoare cât Dumnezeu mai de curând. Să putem spune Hristos a înviat. Hristos a înviat, într-adevăr. Și o să spunem adevărat, a înviat după. Și să înviem și noi. Să învie poporul român, că asta e foarte important. Să înviem din nou, stimați români. Aseară m-a întrebat o reporteriță de la radio ce le transmit românilor. Să se trezească. Așa. Și să se trezească, foarte fain. Să se trezească și să iasă din această amorțire. Sigur că vedem foarte multe lucruri negative, dar asta este situația. Doar vă spun că eu și maestru Vișan suntem cu dumneavoastră, ne pasă de sănătatea dumneavoastră, ne pasă de identitatea națională și ne pasă de adevăr. Asta este foarte important și ne pasă de poporul român, de acest popor care
sper că nu va dispărea de pe scena istoriei așa cum ar dori unii. La revedere pe săptămâna viitoare!